Ok. Stimați reprezentanți ai mass media, dragi cetățeni și în mod special dragi primari. În 2022, la inițiativa doamnei președintă Maia Sandu, a fost lansat cel mai ambițios program național de dezvoltare a localităților noastre, programul Satului European. Astăzi, după 2 ani, putem spune cu încredere că datorită acestei inițiative, viața în satele noastre se schimbă spre bine. Se implementează aproximativ 900 de proiecte în toată țara, din Satul European și Satul European Express. Peste 520 de proiecte deja au fost realizate, iar oamenii se bucură de rezultatele acestora. Spre exemplu, 61 de localități deja au sistem de apă sau canalizare. Alte 37 localități au reabilitat sistemul de iluminat stradal. De asemenea, s-au reabilitat case de cultură, grădinițe, școli, parcuri, terenuri sportive sau de joacă pentru copii. Împreună cu echipa de guvernare, mergem des prin sate. Vorbim cu oamenii și vedem impactul pozitiv pe care l-au proiectele implementate, mai ales acelea care răspund nevoilor de bază ale oamenilor, precum ar fi alimentarea cu apă. La începutul lunii decembrie ne-am întâlnit cu noii aleși locali la forumul primarilor. Mesajul doamnei președintă Maia Sandu și a primarilor a fost clar. Programul Satului European trebuie să continue și asta vom face. Astăzi anunț deschiderea aplicărilor pentru programul Satului European, ediția 2024. În continuare, voi descrie principalele prevederi ale acestui apel. 1. Prioritatea absolută vor avea proiectele de reabilitare a sistemelor de apă. Asigurarea cu apă este una din prioritățile Planului Național al Guvernului Construim Moldova Europeană, dar și a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Planul Reconstrucției Infrastructurii Moldovei 5+. Toate primăriile, mai mici sau mai mari, vor putea aplica la această măsură cu proiecte de până la 10 milioane de lei, fără contribuția localităților. Încurajez toți primarii comunelor care nu au sisteme de alimentare cu apă să aplice anume la această măsură. 2. De asemenea, primăriile vor putea aplica pentru proiecte de reabilitare și instalarea iluminatului public, construcția sau reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile, construcția, reconstrucția edificiilor sportive, edificiilor destinate prestării serviciilor sociale, inclusiv a infrastructurii medicale, restaurarea, reabilitarea, reconstituirea, conservarea monumentelor structurilor istorice. Pentru măsurile descrise mai sus, primăriile de până la 1500 de locuitori vor putea beneficia de resurse de până la 1 milion de lei fără contribuție. Iar primăriile mai mari de 1500 de locuitori vor putea beneficia de resurse de până la 3 milioane de lei fără contribuție sau până la 10 milioane de lei cu o contribuție minimă de 15% din partea localității. 3. Vom continua să susținem elaborarea planurilor urbanistice generale ale localităților. Pentru această prioritate, primăriile vor primi finanțare 100% din costuri fără contribuție. De asemenea, vom continua să susținem primăriile care atrag proiecte din sursele externe, precum ar fi organizații internaționale, ambasade sau agenții. În acest sens, vom acoperi 100% din contribuția primăriilor pentru proiectele atrase din sursele externe. Deci, începând cu astăzi, 20 decembrie 2023, se dă startul concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național Satului European, ediția 2024. Perioada de aplicare este de la 20 decembrie, adică de astăzi, până la 29 martie 2024, ora 5 seara, 17:00.
Informația detaliată despre program va fi publicată după conferința de presă în ghidul de aplicare. Pentru întrebări suplimentare, primarii se vor putea adresa la Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală sau la oficiile Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru, Sud, Chișinău și Comrat. La final, dragi primari, vă îndemn să alegeți bine prioritățile, să pregătiți bine proiectele tehnice și împreună să construim Moldova europeană. Pornim acest program cu mare încredere și sunt sigur că vom face încă un pas pentru condiții mai bune de viață în localitățile noastre. Vă mulțumesc și vă răspund la întrebările dumneavoastră. Deci am menționat mai sus că sunt aproximativ 900 de proiecte care au fost selectate. La etapa actuală, 520 deja sunt finalizate, iar celelalte urmează să fie finalizate în lunile următoare. Ce ține de satul european expres, toate lucrările, raport cred că 95%, se vor finaliza anul acesta și urmează proceduri un pic birocratice de preluare, recepția lucrărilor la finisarea, la terminarea acestora. Și noi am avut ședința Consiliului Național de Dezvoltare Regională și Locală, în care am prelungit termenul cu 3 luni, ca până la finalul lunii martie să încheiem toate procedurile pe satul european expres. Pe satul european lansat în 2022, am extins termenul cu 6 luni, până în iunie 2024, astfel ca primăriile care încă au lucrări de executat să reușească să le facă. Din analiza noastră, cred că peste 90% din toate proiectele vor fi finalizate cam până la mijlocul anului viitor. Dar banii pentru satul european 2024 vor fi repartizați după criterii politice, adică doar pentru localități sunt primarii. Deci eu vă rog să nu duceți în eroare opinia publică și să spuneți minciuni. Deci dumneavoastră ați afirmat o chestie, nu ați întrebat. Dumneavoastră ați afirmat că în 2023 au fost dați pe culoare politică, ceea ce este un fals. Deci proiectele din satul european și satul european expres au fost distribuite în primul rând după merite. În 492 de proiecte din satul european lansat în 2022, toate primăriile care au aplicat cu cel puțin un proiect, absolut toate din toată zona, au primit finanțare pentru aceste proiecte. Francesca Gândea, ProTV. Domnule Spânu, să ne spuneți câți bani vor fi alocați pentru satul european 2024 și dacă deja au fost identificați banii? Deci noi avem în bugetul pentru anul 2024 deja alocați aproximativ 600 milioane de lei pentru prima etapă. Noi vom decide câți bani vor fi alocați pentru întreg proiectul lansat în 2024 în funcție de aplicări. Așa cum am făcut și în 2022. Dacă vă aduceți aminte, în 2022 valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 2 miliarde de lei și noi în acești 2 ani, în 2022 și 2023, practic am finanțat tot programul, chiar dacă pe ani a fost diferențe. Anul acesta, dacă nu greșesc, este aproximativ 1,1 miliarde de lei au fost alocate pentru finanțarea lucrărilor din proiectul din 2022. Din 2022 și 2023. Deci noi la început de an pornim cu 600 de milioane, dar deja cunoașteți că sunt cel puțin o rectificare pe parcursul anului și în funcție, practic, la rectificarea bugetară din vara anului viitor, atunci când vom avea și rezultatele acestui apel, vom ști exact cât mai alocăm pentru acest program. Dar în bugetul care va fi aprobat acum de Parlament, sunt 600 de milioane de lei. Da, vă spun, nu o clipă doar să nu vă duc în eroare. Deci, pentru satul european 2022 au fost selectate 492 de proiecte. Un pic am să fac de retrospectivă. În
Semnarea contractelor pentru satul european 2022 a avut loc în toamna anului 2022. Practic, în 2022, aproape niciun proiect nu a fost finalizat, pentru că de-abia atunci s-au încheiat licitațiile și semnat contractul. Majoritatea proiectelor au fost finalizate în 2023. Și în 2023, la ziua de astăzi, astăzi acum, avem 260 de proiecte finalizate. Când spun finalizate, deja cu recepție la terminarea lucrărilor, și celelalte sunt în diferite etape. Unele lucrările sunt finalizate, urmează procedura birocratică și tocmai din acest motiv am extins termenul cu 6 luni pentru toate proiecte ca să reușim finalizarea lor. Pentru satul European Express, din cele 399 de proiecte care au fost selectate, deja 264 sunt finalizate cu recepție la terminarea lucrărilor și 119 sau celelalte sunt deja în procedură de finalizare și am extins termenul până la finalul lunii martie anul viitor ca să reușim cu toate din ele. Nu, deci măsura pe care noi 1-1, care este în conform ghidului de aplicare, se referă la apă și canalizare. Însă, deci vor putea aplica și la apă și la canalizare. Dar țintim în mod special alimentarea cu apă, pentru că din datele statistice, aproximativ 40% din localități încă nu au apă propriu-zis. Iar ce ține de serviciile de canalizare, noi la Minister avem o abordare mai un pic mai complexă, ținând cont că sistemele de canalizare sunt destul de scumpe la întreținere și trebuie să ne gândim din perspectiva regionalizării. Atunci când construim un sistem de canalizare, să ne asigurăm că el, oamenii se vor conecta, iar tariful de plată pentru aceste servicii să fie unul pe care oamenii și-l pot să-l permită. În acest sens, trebuie să conectăm mai multe localități la un sistem de canalizare, de tratare și așa mai departe. Și din acest motiv, dacă ați urmărit, câteva săptămâni în urmă am anunțat despre lansarea licitației cu privire la elaborarea Planului Național de Amenajare a Teritoriului pentru apă și sanitație. Asta înseamnă că în următorii 2 ani Moldova va avea un plan național care va descrie exact care sunt magistralele de apeduct, care sunt infrastructura de canalizare și cum trebuie să o construim la nivel național, astfel ca să oferim servicii nu doar calitative, dar și care să poată să fie plătite de cetățenii noștri. Portalul politic medie, Eduard Maciac, domnul Spânu, vreau să vă întreb dacă există pentru anul în curs bani nevalorificați din Fondul Dezvoltare Regională, exact cu aplicare la satul european. Există sau nu sume nevalorificate? Nevalorificate în sensul în care... Nu au fost utilizați banii din considerentul că anumite localități poate nu au știut să scrie proiecte să aplice. Păi, noi vorbim în primul rând de proiectele care au fost scrise și au fost selectate și care sunt implementate. Nu putem vorbi de primele care nu au aplicat. Deci noi avem o realizare exemplară, pot să zic, aproape 100% din tot bugetul acordat în Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală va fi executat. Mai mult decât atât, săptămâna trecută a fost aprobată o hotărâre de guvern prin care s-a alocat suplimentar 114 milioane de lei pentru a acoperi acele lucrări care deja au fost efectuate în cadrul programului Satul European și care vor fi achitate până la finalul lunii decembrie. Practic, toate lucrările care au fost efectuate de antreprenori și de primării în cadrul apelului Satul European și Satul European Express vor fi achitate până la finalul lunii decembrie. Da, ați vorbit de apă, proiecte legate de aprovizionare cu apă. Vreau să vă întreb de ce totuși, în opinia noastră, tarifele la apă în localitățile noastre sunt destul de mari. Deciziile care se iau în legătură cu majorarea acestor tarife vin din partea ANRE-ului, consiliile locale așteaptă decizia ANRE-ului, nu își asumă anumite, să spunem așa, decizii pentru că sunt nepopulare. De ce avem această discrepanță atât de mare la tariful la apă în Chișinău și în alte localități?
Ați menționat foarte corect, stabilirea tarifelor la apă ține de administrația publică locală, de întreprinderile municipale care gestionează acest serviciu și ANRE. Noi facem modificări acum la legea apei 303 și vom aduce mai multe modificări care să ajute la depășirea mai multor situații care au fost create pe parcursul timpului, inclusiv în municipiul Chișinău. Câteva concluzii din evaluarea efectului acestui proiect, cumva se dau bani și la primării care au 300 de oameni, sau ce au cred că el nu mai este rezervă, că nu s-a funcționat resurse să mai dezvolte cei ce au văzut ce au. Și se dau și Nicola Serge și omul se dau și la primării de 500 de oameni. Tocmai acestea sunt principalele modificări pe care noi le-am făcut la acest apel și le-am menționat în această conferință de presă. În primul rând, noi considerăm că alimentarea cu apă este, dacă vreți, nu o obligație, dar un drept pe care îl au cetățenii și trebuie să asigurăm pentru toată populația, indiferent că e vorba de 300-500 de locuitori. Și pentru această prioritate noi nu avem limite. Pentru toate celelalte, așa cum am menționat, se vor pune anumite plafane. Pentru localitățile mai mici de 1500 de locuitori se vor pune un plafon de 1 milion de lei pentru proiecte, pentru cele mai mari până la 3 milioane sau până la 10 milioane dacă bugetul administrației publice locale permite să achite acea contribuție de 15%. Doi, tocmai din acest motiv am menționat că îndemnul nostru către primari este ca primarii să aleagă foarte bine prioritățile, în sensul în care să discute cu oamenii, să discute cu Consiliul Local și împreună să decide care sunt acele priorități și, doi, să pregătească proiectele tehnice, nu doar din perspectiva devizului de cheltuieli, cât asta va costa, dar să analizeze inclusiv impactul acestui proiect pentru comuna sau localitatea lor. Eu vreau să mai spun un element important pe care noi, un alt obiectiv conex la satul european pe care noi îl țintim. Și am spus asta și în 2021, atunci când lucram la primul program. Satul european trebuie să fie un instrument de pregătire a primăriilor noastre pentru aplicarea la fondurile de preaderare la Uniunea Europeană. Și în sensul dat, practic toată responsabilitatea pe proiectul tehnic, pe implementarea, pe selectarea și desfășurarea licitației pentru selectarea antreprenorilor, este către primării. Astfel, primăriile își pot crește capacitățile și atunci când vom deschide negocierile și vom deschide fondurile de preaderare, toate primăriile din țara noastră să fie pregătite pentru a putea aplica la proiectele cu finanțare europeană. Și încă o precizare din partea colegilor. Vrem să ne spuneți opinia în legătură cu decizia pe care ați luat-o legat de această abreviatură Chișinău, dacă ea nu va crea o confuzie în cazul în care, spre exemplu, ar putea apărea și alte infrastructuri aeroportuare în Republica Moldova și dacă schimbarea acestei abreviaturi va implica și anumite costuri. Deci, două chestii. Foarte clar. Obiectivul nostru de bază a fost să scăpăm de o moștenire sovietică a ceea ce înseamnă Chișinău. Da? Pentru că asta reprezenta acea prescurtare. A doilea. Deci, noi am căutat toate soluțiile posibile și am văzut și mulțumesc foarte mult internauților, rețele de socializare, foarte multe alte denumiri, care probabil ar fi fost un pic mai potrivite, dar care din păcate erau ocupate. Pentru că nu poți să numești, să dai o abreviatură care deja un alt aeroport de pe glob o deține. Și RMO a fost de la Republica Moldova, să fie foarte clar. Ce ține de a doua întrebare, nu cred că poate fi vorba de o confuzie, ținând cont că, haideți să spunem, să vă dau și eu o altă întrebare. Noi avem orașe care au două sau trei aeroporturi, cum este, spre exemplu, Milano. Da.
Și atunci s-ar putea să apară aceeași întrebare. Ce facem cu orașele care au două, trei aeroporturi? Nu este aceeași confuzie? Nu se va crea aceeași confuzie. Eu cred că noi foarte repede ne vom obișnui cu această nouă abreviatură care reprezintă denumirea țării noastre ca fiind aeroportul de bază, aeroportul internațional Chișinău, în capitala țării, și cred că este un pas foarte bun pentru identitatea noastră. Dar legat de costuri? Scuzați, nu sunt costuri atribuite acestei modificări. Ca să cunoașteți, a fost o procedură destul de lungă, a durat aproape un an de zile, ca noi să reușim să facem această schimbare. S-a trecut prin toate procedurile, inclusiv la IATA, solicitări, și ieri am primit acest răspuns de la IATA, care deja a anunțat decizia finală. Costuri suplimentare nu sunt. Mulțumesc. Dacă nu sunt alte întrebări, eu vă mulțumesc din suflet și încă o dată îndemn primarii să pregătească dosarul și până la finalul lunii martie să aplice la Satul European, ediția 2024.